Salutare! Eu sunt Caradja, iar acesta este tutorialul de vioară cu numărul 80. Ce piesă faină avem noi la acest tutorial! Sincer să fiu, nu cred că a fost vreun eveniment privat în ultimii 5-10 ani la care am cântat și eu, unde să nu fie interpretată măcar o dată această piesă. Deci putem spune cu mare siguranță că este un hit în primul rând și este o piesă nemuritoare. Este vorba despre Hora lui Hangano. Valeriu Hangano a fost un mare și foarte important trompetist din Republica Moldova și vreau să vă zic aici că și feciorul lui Dumitru Hangano este la fel de virtuos și mă bucur că ne cunoaștem și suntem prieteni. Apropo, vreau să știți că interpretarea și explicarea acestei piese la tutorial a fost inspirată direct din interpretarea lui Dumitru Hangano împreună cu orchestra lăută de aici de pe YouTube și v-am lăsat și linkul direct în descrierea acestui video. Haideți să vă arăt în parte această structură acestui tutorial, deci marcajele de timp, la ce minut se începe fiecare secțiune din acest tutorial. Aș vrea desigur să menționez și toți abonații de luna trecută de pe Patreon, cărora le mulțumesc că sunt alături de mine acolo pe platformă și au acces la toate tutorialele complete, la toate partiturile negativele și celelalte materiale care sunt disponibile pentru ei acolo. E foarte simplu pe Patreon, alegi unul din cele două abonamente, Basic sau VIP și abonându-te ai acces la toate postările și toate materialele care țin de abonamentul respectiv. Și să vă mai zic ceva foarte interesant. Am făcut aici pe canalul meu de YouTube un playlist public, se numește Melodii Unice by Caradja, unde găsiți absolut toate piesele interpretate de mine până acum, deci sunt doar piesele, fără rezumate de tutoriale, fără nimic altceva și puteți să le ascultați în exclusivitate. Gata, am spus tot ce am avut de spus, acum hai în sfârșit să mergem să ascultăm piesa. Let's go! Suntem acum la secțiunea de detaliere a acestei piese, unde vă arăt piesa foarte rar la mâna stângă, ca să învățăm melodie. La si bemol note de bază, do e apogiatura între ele.